Bărbatul de 55 de ani peste care a căzut creanga unui copac în sectorul Râșcani a murit la spital. Tragedia s-a produs pe strada Nicolae Dimon, seara de 26 iunie, în jurul orei 19:30 de minute. Bărbatul se afla în stradă împreună cu mai mulți prieteni, când la un moment dat o creangă de plop s-a rupt de pe copac și a căzut direct peste el. Potrivit martorilor, totul s-ar fi întâmplat din senin. Brusc, copacul a căzut jos și l-a pus la pământ pe bărbat. Da, doamne, se vede ce este, parapete. То стоял, то сидел, и двое отошли, а один не успел. Соседка прошлась взять воды вот здесь магазина, и минут через 20 слышим, дерево упало. Speriați, oamenii au sunat la 112 și au solicitat ajutor medical. La fața locului a venit o ambulanță, salvatorii, dar și oamenii legii. După ce i-au oferit victimei primul ajutor, medicii l-au dus de urgență la spital, însă din nefericire bărbatul a decedat. Polițiștii au stabilit identitatea bărbatului, care s-a dovedit a fi în vârstă de 55 de ani, locuitor a capitalei, și împreună cu câțiva prieteni se aflau sub plopul din care a căzut creanga peste el. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru a se acorda îngrijiri medicale, dar în urma traumelor primite, bărbatul a decedat la spital. Locuitorii din preajmă dau vina de cele întâmplate pe funcționarii din primărie, care, potrivit lor, nu acordă atenție salubrizării curților de bloc din municipiu. Oamenii legii au sesizat întreprinderea municipală Spații Verzi. Copacul a fost verificat, arborul era verde, nu avea nicio pricină ca să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Mai ales că și lucrări am făcut acolo înainte de, nu de mult, la arborii care erau crengi uscate, s-au tăiat crengile uscate. Vizual nu se vedea nimic, ceea ce ar putea să prezinte un pericol. A fost inspectorul de sector la fața locului, au fost oamenii noștri. Acum încă mai solicităm o expertiză independentă. Dar asta e neajunsul și pericolul plopilor, specii moale și la un moment dat se întâmplă ceea ce se întâmplă. Cazul este investigat de poliție.